foarte greu, n-avem apă deloc în satul ăsta. Un proiect foarte bine venit, pentru că noi căutam soluții pentru aduce o alimentare, să-i spunem, cu apă în special cele două sate care sunt mai izolate și care nu beneficiază de niciun fel de sursă de apă. Este vorba despre satele Călinești și Gogoșești. Acest proiect finanțat de Fundația Coca-Cola este un proiect, așa cum spuneam, foarte benefic pentru comunitatea noastră, pentru că el ne-a permis să furăm 4 puțuri și le-am împărțit astfel. Unul este în Mischi și l-am acordat deja la rețeaua existentă de apă. Satisfacem tot necesarul de care era nevoie pentru a nu ne mai prinde în lunile de vară descoperiți în ceea ce privește consumul de apă. Celelalte 3 sunt 2 în satul Călinești și unul în satul Gogoșești. Ne-am gândit să venim cu sprijin financiar din partea Consiliului Local și să extindem la fiecare puț conductă sau să punem conductă de către 1,5 km pe care noi să punem cismele stradale. Responsabilizăm elevii de la cei mai mici, de la preșcolari până la clasa 8-a. Important este să fim sprijiniți și de către familie. Noi am conștientizat ce înseamnă consumul responsabil de apă în momentele în care a lipsit apa din comună. A existat perioade când am fost nevoiți să facem un program de alimentare cu apă în comună. Legat de satele Călinești și Gogoșești, unde acest proiect consider că este foarte binevenit. Avem un număr de 11 elevi și preșcolari care vin din aceste sate. Cunosc foarte bine situația lor. Sunt o parte din ei, fac parte din familii cu venituri reduse. Neavând posibilitatea forării unor puturi proprii sau... broșuri, cu ajutorul cadrelor didactice, atât în orele de dirigenție, cât și în celelalte ore, fizică, chimie sau și așa mai departe, vom încerca de la cei mai mici, de la grădinițe și până la cei mari, să responsabilizăm consumul de apă, să determinăm pe elevi și pe familiile acestora, în măsura în care putem, să consume apa pentru ce este nevoie, să nu mai risipim această resursă epuizabilă de apă. Foarte greu să ne procurăm apa, pentru că fântânile care au apă multă și bună sunt în văile satului. Vara, să zicem, o familie de câte ori coboară pentru apă? Dimineața la prânz și seara, de 3-4, cel puțin de 3 ori, să ia câte 2 găleți de apă la fântânile publice care erau pe partea de jos a satului. Uh-huh. Și asta cât înseamnă în timp? Asta înseamnă în timp să pierzi cel puțin 3 ore pe zi să alimentezi cu gospodăria cu apă pentru strictul necesar.